Bună ziua, domnule primar, bine v-am găsit. Iată, se pare că astăzi, în ședința Consiliului Local, ați aprobat și bugetul pe 2013. Spuneți-ne câteva cuvinte despre acest buget, dacă este suficient. Bună ziua, în primul suficient. Rând, și bine ați venit în comuna noastră. După cum ați văzut, ne-ați prins la fața locului, în ședința de Consiliul Local, privind aprobarea bugetului pentru anul 2013. Este un buget asemănător anului trecut, încă cu ceva sume în minus, dar asta este situația. Total venituri ne ridicăm la 3.263.000 de lei, din care venituri proprii 460.000 de lei, cote defalcate 361.000 de lei, sume TVA 2.354.000 de lei și transferuri 88.000 de lei. Total cheltuieli 3.263.000 de lei pe total buget 2013. Este un buget austeritar, de criză la ora actuală. Am căutat ca în ședința Consiliului Local, după cum ați văzut, să luăm prioritățile principale care sunt la nivelul comunității CUTA, care sunt de strictă necesitate. Și primul obiectiv este funcționalitatea unității, administrației și a școlilor, a învățământului. Iar pe parcurs am dus la fiecare capitol în parte sumele care le-am avut la dispoziție. Prioritatea numărul 1 în bugetul local pe 2013 este construirea unei noi școli în satul Mircești. Această localitate este o localitate mai îmbătrânită, numărul de copii este mai mic, la ora actuală funcționează în jur de 28-35 de copii, la învățământul primar, începând cu gimnazial și până la 1-4. Din cauza că aici este învățământ primar, sunt clase simultane 1-3-2-4 și o grupă de grădiniță. Căutând să obținem prin fonduri europene sau prin inspectoratul școlar județean, întrucât aici nu este o continuitate a elevilor, să ai un număr de elevi și în următorii 5 ani, tot ce se poate face, se face numai cu bani din venituri proprii, din bugetul Consiliului Local. Am luat această hotărâre împreună cu Consiliul Local, tăcuta, să construim un nou local de școală mai mic. Celălalt local care este un local mare, cum a fost făcut acum 70 de ani în urmă. Tâmplăriile respective nu mai corespund. Căldura nu se mai ține în clasă. Acoperișul de asemenea devastator. Noi, în primul rând, n-am obținut autorizație de funcționare a școlii nici pentru 2013-2014. În condițiile că nu se încadrează în standardele care sunt impuse. Și în această situație, ca să desființăm școala de la Mircești, mijloc de transport, microbus școlar nu avem, că distanța prea mică, copiii sunt puțini, am luat această hotărâre cu bani de la toate capitolele, ne-am mai strâns atât de la navetă, atât de la unele construcții care trebuiau făcute, unele proiecte, pur și simplu, și am aprobat o sumă, măcar din începere, și sperăm că la rectificarea bugetului, care va fi în luna iunie sau iulie, toți banii, așa am hotărât în ședința Consiliului Local, să fie atribuiți pentru construirea acestei noi școli în satul Mircești. Iar începând cu toamna anului 2013-2014, când se deschide un nou an școlar, ca acești copii, puțin cât sunt ei, să fie într-un nou local de școală. Având în vedere că populația este îmbătrânită în acea localitate, pe viitor nu vă veți trezi că vor fi elevi din ce în ce mai puțini, așa că investiția va fi oarecum... Adevărul acesta este. Dar întrucât dacă copiii scad și minimul care va fi prins în programul respectiv, investiția fiind la nivelul statului respectiv, nu vor mai face deplasare. Așa se face. Să desființăm, să lăsăm copiii fără să mai învețe, neavând cu se deplasare. Ne-am gândit că hotărârea asta, că se înființează, cât va mai funcționa? 5, 10 ani, cât vor fi? Dar cu acest minim de copii,
Este structura peste 10 ani de zile care va funcționa. Spuneți-ne ce obiective v-ați fixat pentru 2013. În primul rând, de 2013 vreau să continui cu proiectul de aducțiune de apă la satul Tăcuta și canalizare, întrucât proiectul, avem toate avizele la ordonanța 7, toate sunt la Consiliul Județean, sunt aprobate, sperăm ca în condițiile aprobării banilor de la minister sau de la Guvernul României, să continuăm cu acest proiect, că el trebuie să intrăm la finanțare și la execuție. Și e primul obiectiv care este. Al doilea obiectiv care este tot în cadrul satului Tăcuta, avem întreținerea și modernizarea drumurilor sătești și comunale. În satul Mircești avem o achiziție de piatră pentru reabilitarea drumurilor sătești din pământ pe o porțiune de 2,5 km, adică în special toate ulicile din satul respectiv. Și ca obiectiv, noi în comuna Tăcuta avem un parc comunal, poate multe comune din județ nu au acest parc, ne-am hotărât să-l împrejmuim pentru că aici se sărbătorește sărbătoarea satului, aici e un parc foarte frumos și să nu mai poată pătrunde în interiorul lui diferiți cetățeni sau diferite animale, că dacă dânsul nu este îngrădit, animalele pătrund. Și păcat ca un monument, că e trecut la monument istoric acest parc, cât și conacul, și prin adresele care le-am primit de la minister, trebuie să luăm măsuri pentru protejarea lor și conservarea acestor obiective. Și avem și aici împrejmuirea parcului, care și este o sumă care necesită pentru această lucrare și vrem să-l punem la punct din punct de vedere al comunii și în binele tuturor locuitorilor comunii Tăcuta. Spuneți-ne cum stați cu fântânile din comună, dacă sunt testate? La noi, în fiecare an, se ia analize, în special atât pentru fântânile din la școli, cât și din fântânile care sunt în domeniul public. Nu am avut probleme. Probleme cu apa am avut anul trecut, după cum să știți, seceta prelungită care a fost. Am avut anumite necazuri. Dar, la ora actuală, după ploile care au căzut și au revenit, noi, în total comună, avem în jur la 160 de fântâni. Mai năcăjite sau mai probleme mai mari cu apa avem la o porțiune din satul Focșasca, de sat, numai o porțiune, și la satul Protopopești, de asemenea, într-o parte a satului, în partea de nord a satului Protopopești. Dar acum apele și-au revenit. Noi, de asemenea, la satul Protopopești avem un pus de forare de mare adâncime, care și în acest buget am prins o sumă pentru a cumpăra un bazin de o capacitate mai mare de apă, care prin pompă să-l pompăm, avem instalație electrică dus până la puțul respectiv, iar sperăm să nu avem nevoie de dânsul să-l folosim, dar în condițiile dacă vor apărea anumite probleme, să avem venit să ne asigurăm cu apă. La acest pus poate fi asigurată întreaga comună.